Lucrurile au devenit cu adevărat grave pe măsură ce autoritățile de la Washington au acuzat direct cel mai mare partener economic al Statelor Unite. Cel mai recent raport al Pentagonului cu privire la amenințările cibernetice a acuzat direct China de încercarea de a penetra rețelele americane online din domeniul securității naționale. Americanii susțin că Beijingul continuă în acest timp să dezvolte tehnologii militare avansate, pentru care ar putea fura date secrete despre sisteme de securitate din Statele Unite. În acest timp, publicațiile din China atacă autoritățile americane pentru această infuziune în situația internă a Chinei. Canalele media controlate de partidul de guvernământ din China insistă chiar asupra faptului că Statele Unite este un imperiu al hackingului, iar rețelele sale de spionaj sunt utilizate pentru întărirea poziției Statelor Unite în raportul de puteri global. Ideea unui război rece electronic între cele două țări a fost vehiculată chiar de șeful Google, Eric Schmidt. În cel mai recent volum al său, în care Schmidt îl atacă pe Julian Assange, CEO-ul Google prevede un dezavantaj clar pentru Statele Unite într-un astfel de conflict între hackeri. Ideea că Statele Unite ar putea răspunde cu aceeași monedă atacurilor IT ale Chinei este respinsă de Schmidt, care crede că americanii sunt limitați de fair play și că nu vor ataca digital prea curând China în același mod susținut.